dezavantaje prin acest dribbling al lui Pulhac, care îl scoate din joc pe Behrami. Centrare, lovitură. Gol! Dinamo! 1-0, 22. Danciulescu! Prima fază periculoasă și gol. Iată galeria dinamovistă în delir. Minutul 22. 1-0 pentru Dinamo. Revedem această fază cu centrarea excelentă a lui Pulhac și lovitura de cap imparabilă, fără șanse pentru Balotă. Iată, spuneam că Dinamo a avut un început mai slab, dar iată că la prima acțiune periculoasă, și asta înseamnă de fapt o echipă mare. Iată, 1-0. Și-au dat în petic. Au fost scandări rasiste la adresa unui jucător de la Panathinaikos. UEFA încă n-a sancționat. Iată, gol! Din păcate este 1-1 și stadionul este în delir. A înscris cu numărul 5 Mutarelli. Este un infern Stadio Olimpic din Roma în acest moment. Un infern trebuie să fie și pe teren pentru jucătorii lui Dinamo. Gol venit repede după o fază la care Mutarelli a fost liber, timpuit, parcă pe gazon, incapabil să se desprindă din iarbă. A fost acolo Oprița, omul care îl urmărea pe Mutarelli.